Consumul de shawarma în România a atins cote record în anul 2022, conform datelor furnizate de o aplicație de livrare. Potrivit acestor informații, românii au comandat în medie o shawarma la fiecare 10 secunde, livrându-se peste 3,31 de milioane de porții în întregul an, înregistrându-se o creștere de 60% față de anul precedent. Potrivit datelor oferite de aplicația de livrare Glovo, shawarma ocupă locul 2 în topul preferințelor românilor, fiind precedată doar de burgeri. Momentul de vârf al consumului de shawarma a fost înregistrat pe 24 februarie 2022, în timpul sărbătorii Dragobetelui la ora 19:45, când românii au comandat 69 de porții într-un singur minut. Luna martie a înregistrat de asemenea un record al consumului de shawarma, iar pe parcursul întregului an s-a comandat o shawarma la fiecare 10 secunde. Preferința majoritară a românilor este să savureze shawarma la cină, astfel că aproximativ o treime dintre comenzile din anul trecut au fost plasate în intervalul orar 16-20, mai ales în zilele de joi și vineri. Utilizatorii Glovo preferă de asemenea să se bucure de acest preparat specific oriental în timpul nopții, mai mult de 10% dintre comenzile de shawarma fiind plasate între orele 23 și 2 noaptea. În ceea ce privește preferințele românilor, au optat în special pentru shawarma mare de pui, urmate de variantele cu vită și curcan. Din perspectiva consumului global de shawarma în rețeaua aplicației de livrare, România se află pe primul loc într-un clasament ce include 25 de țări. La nivel local, București, Brașov, Constanța, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași sunt orașele care au înregistrat mai mult de jumătate din consumul total de shawarma în România în anul 2022. Astfel, consumul de shawarma în România a înregistrat o creștere semnificativă în anul 2022. Cu românii optând din ce în ce mai mult pentru acest preparat în timpul cinelor și chiar în timpul nopții, preferințele culinare ale românilor sunt evidențiate prin faptul că aceștia au plasat comenzile de shawarma la un ritm alert, contribuind astfel la creșterea record a numărului de porții, relatează mesajul.ro.